Stimată biserică, rămâneți în picioare, aș vrea să citesc din Scriptură, 2 Cronici, capitolul 36, versetele de la 11 până la 23. Anul acesta, în cel de-al doilea studiu biblic, vorbim despre călătoriile din Biblie, călătoriile oamenilor lui Dumnezeu, pentru că vrem să vedem cum au călătorit ei, ca și popor, ca și familii, și în felul ăsta să învățăm cum să călătorim noi. Ei au mers înspre o țară fizică, geografică, noi mergem înspre o țară eternă și cerească, dar călătoria este aceeași. Călătorim în zi, în noapte, călătorim în viață. Călătorim cu familiile noastre, călătorim cu poporul Domnului. Însă nu uitați că întotdeauna în poporul Domnului sunt tot felul de oameni. Așa a fost, așa va fi, așa este. Vrem să învățăm din Scriptură cum se călătorește bine ca să ajungem la sfârșit. Că e ușor să începi, dar e greu să termini. Pagina 486, 2 Cronici, capitolul 36, versetul 11. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a împietrit inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile, după toate urâciunile neamurilor, și-au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să îi înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locasul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac, adică fără medicament. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul caldeenilor, adică împăratul Babilonului, și-a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită până la împlinirea celor 70 de ani. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerului mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Amin. Frați și surori, ocupați-vă locurile. Stăm înaintea Domnului și în următoarele minute, până aproape de sfârșit, vom proceda la atenția noastră pusă în slujba Domnului și în slujba înțelegerii acestui cuvânt. În studiile pe care le-am avut în anul acesta, am vorbit despre călătoria pe care oamenii au făcut-o din Eden, alungați de Dumnezeu, până la potop, potopului Noe. Am vorbit apoi despre cum Dumnezeu a început să formeze un popor și l-a scos pe Avram din Haran până când el a ajuns în Canaan. Am văzut apoi cum prin neascultare copiii și nepoții lui au ajuns robi în Egipt și din Canaan au fost duși în Egipt. Am văzut cum după sute de ani Dumnezeu în mila și în grația sa prin Moise i-a scos din Egipt și printr-o călătorie foarte lungă i-a dus în Canaan și prin Iosua a finalizat
intrarea poporului în Canaan și așezarea lui în cele 12 județe, după cele 12 triburi sau seminții. Așa se face că ei au stat în Canaan o lungă perioadă de timp, sub patriarhi, judecători și împărați. Dar datorită păcatelor, așa cum am citit în această seară textul din Scriptură, Dumnezeu i-a expus, i-a lăsat, i-a părăsit și a tras mâna de protecție de peste ei. Și atunci, marile imperii au venit peste ei și i-au distrus. Și urmează o nouă călătorie în robia babiloniană. În seara aceasta am intenția să privim puțin la o trecere în revistă a sfârșitului călătoriei din Egipt și intrarea în Canaan și un început al mergerilor în robia babiloniană. Cu alte cuvinte, să ne ocupăm un pic de perioada aceasta de tranziție, de liniște între cele două mari călătorii, ieșirea din robie și intrarea în robie. Între aceste două ieșiri din robie și intrări în robie este o lungă perioadă de timp în care Dumnezeu a încercat prin judecători, perioada teocratică, și apoi prin împărați, perioada monarhică, adică cu regi, a încercat să-și conducă poporul, dar ei au mers din rău în mai rău, până când pedeapsa lui Dumnezeu a venit din nou peste ei. Ei bine, în seara aceasta am intenția să prezint aceste gânduri pentru ca să observăm cât de mare a fost răbdarea și dragostea lui Dumnezeu și cât de urâtă și mare a fost încăpățânarea lor, păcatul lor și neascultarea lor. Probabil că și mesajul acesta, alături de toate cele de până acum, ne va atrage nouă atenția să ne uităm cu responsabilitate la viața noastră, ca nu cumva să ne asemănăm cu ei, pentru că dacă ne asemănăm cu ei în stilul de viață, ne vom asemăna cu ei și în mânia lui Dumnezeu pe care a venit peste ei. Sfârșitul călătoriei spre Canaan și începutul călătoriei spre robia egipteană. Ce paradox! Tocmai au ieșit dintr-o robie, cea din Egipt, și intră într-o altă robie, de data asta în Babilon. Niște oameni care au fost din pedeapsă în pedeapsă. Uitându-ne la istoria acestui popor, ne trece prin minte următorul gând. Poate omul să fie credincios lui Dumnezeu fără ca să fie pedepsit de Dumnezeu? Este nevoie mereu și mereu de onuia a Tatălui Ceresc pentru copiii lui duhovnicești de pe pământ, pentru ca să-i țină credincioși? Se pare că răspunsul da este mai potrivit decât nu. Haideți să ne uităm în carte. Privind în Biblie, înțelegem că în procesul formării și existenței poporului evreu au existat mai multe epoci, mai multe forme de conducere. Prima formă de conducere este cea patriarhală. Începe aproximativ prin anul 1900 înainte de Domnul Iisus și se termină cam după 400 de ani, respectiv prin anul 1500 înainte de Domnul Iisus. Începând cu Avram și până la Moise, națiunea Israel nou formată experimentează conducerea patriarhală. Dumnezeu folosește patriarhii prin care întemeiază țara, formează țara și călăuzește țara, pentru că din țara aceasta urma să se nască Mesia. Țara aceasta urma să primească la Sinai îndrumătorul, legea, nu se poate fără lege. Urma să primească la Golgota pe Mântuitorul, pentru că el a fost evreu și s-a născut între evrei. Și urma să primească la cinzecime Duhul Sfânt. Fără toate aceste arătări a lui Dumnezeu în mijlocul lor, ei n-ar fi putut să se numească poporul ales. În această perioadă de aproximativ 400 de ani, autoritatea spirituală și socială este reprezentată de patriarhi. Cartea Geneza încadrează această perioadă între capitolele 12, unde este prezentată chemarea lui Avram, și capitolul 50. Următoarea epocă, următoarea formă de conducere asupra națiunii
este cea teocratică. Și asta durează aproximativ 400-450 de ani. Aici Dumnezeu nu mai lucrează prin patriarhi, ci lucrează prin cei 13 judecători. Începând cu Moise și până la Samuel, țara a fost condusă de judecători. Așa cum spune Moise în Exod, în capitolul 19, versetul 6. Reprezentanții harismatici ai acestei epoci au fost Moise, Iosua, cei 13 judecători și s-a încheiat cu Eli și Samuel. După Samuel a urmat un bărbat care a fost primul împărat și de la el încolo a început monarhia în Israel. În această perioadă de aproximativ 400 de ani, țara a fost condusă de liderii aceștia harismatici. Harismatici, cuvântul harismatic la bază, la origine, vine de la charisma, dar, un cuvânt grecesc. Asta înseamnă că oameni cu daruri, oameni cu o trimitere specială. Ei bine, având în vedere mențiunea din 1 Împărați, capitolul 16, versetul 1, potrivit căreia, de la ieșirea sclavilor evrei din Egipt până la construirea templului lui Solomon, sunt 480 de ani, stabilim faptul că perioada aceasta a judecătorilor a fost de aproximativ 400 de ani. În această perioadă, țara a fost condusă, așa cum spuneam, de aproximativ 13 judecători, după unii 12, pentru că acolo este și o femeie care în paralel slujește cu un bărbat. Centrul religios în vremea aceea nu era la Ierusalim. Ierusalimul a devenit un centru politic mai târziu, dar centrul religios era la Shiloh. Cărțile biblice care încadrează această perioadă sunt Exod, Numeri, Levitic, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 și chiar 2 Samuel. După această perioadă în care Dumnezeu lucrează prin judecători care apar pe scena istoriei, o scenă a istoriei însângerată de necredință și de necunoștință de Dumnezeu, încât Biblia spune că fiecare făcea ce vrea în perioada aceea. Nu mai imaginați-vă ce ziceți dumneavoastră despre o familie unde fiecare face ce vrea. Ce ziceți dumneavoastră despre un grup de oameni, despre o biserică unde fiecare face ce vrea? Nu există nicio regulă, niciun Dumnezeu, pur și simplu e ca la turnul Babel. Ei, judecătorii au slujit într-o astfel de perioadă complicată. Au venit împărații, au pus reguli, a fost armată, s-a creat un parlament de conducere, o oarecare formă de autoritate și în funcție de împărat, țara a mers mai bine sau mai rău. Așa că există o ultimă perioadă numită monarhică înainte de sclavia babiloniană. Și această perioadă este cam de prin anul 1050, după unii mai mult, după unii mai puțin, și se termină în 586, când Nebucadnețar vine și distruge Ierusalimul și pune capăt monarhiei și duce poporul în robia babiloniană pentru 70 de ani. Deci, noi vorbim acum despre intrarea în Canaan, despre perioada aceasta de 400 de ani, aproximativ, de judecători, de o altă perioadă de aproape 400 de ani de împărați și după această perioadă de 7-800 de ani, ei din nou merg în robie. Acum vorbim despre intrarea în Canaan, e o perioadă de sute de ani și mergerea din nou în robia babiloniană. Aș vrea să vorbesc un pic acum despre robia aceasta babiloniană. Am vorbit mult despre cele două regate care s-au despărțit după Solomon. Cei trei împărați care au fost împărați peste toată țara, a fost primul împărat Saul, 40 de ani, al doilea împărat David, încă 40 de ani, și ultimul împărat Solomon, încă 40 de ani. După ce Solomon a murit, regatul s-a împărțit în două, 10 seminții în nord, 2 în sud. Acolo s-a format Israelul în nord cu capitala la Samaria, în sud a rămas Ierusalimul cu Iuda. Ei, atunci când vorbim despre aceste două regate, mai spun încă o dată câteva amănunte pentru că în prezentarea aceasta generală să înțelegem istoria. De ce este nevoie să înțelegem istoria? Fraților, nu trebuie să fim profesori de istorie ca să înțelegem istoria. Un istoric spunea că cine nu-și cunoaște istoria, adică trecutul, nu va avea parte de viitor.
Noi trebuie să ne înțelegem istoria, istoria noastră ca români, istoria acestei țări care a devenit țara noastră și istoria poporului lui Dumnezeu, mai ales pentru ca să avem o înțelegere spirituală profundă a cărții lui Dumnezeu. Pentru că 39 de cărți dintre cele 66 sunt istoria unui popor numit evreu, iar 27 de cărți din Noul Testament sunt istoria neamurilor, adică istoria Bisericii lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim profesori ca să înțelegem asta, ci noi trebuie să fim niște credincioși care înțelegem felul în care Dumnezeu a lucrat în vechime până astăzi, ca să avem o idee despre cum lucrează Dumnezeu și care sunt riscurile la care se expun oamenii într-o viață în care sunt ispitiți în fiecare clipă. Revenim, Israelul, regatul de nord, cu capitala la Samaria, a fost condus în istoria sa de 254 de ani, de 19 împărați, despre care Biblia spune că toți, fără excepție, au fost niște oameni răi. Oameni fără Dumnezeu, oameni fără scrupule, oameni fără principii, oameni care au fost unii bețivi, unii niște mari de străbălați, alții au lăsat sodomiții să vină în curtea casei lui Dumnezeu și să-și facă acolo case pe acoperiș. Și multe au fost păcatele acestor oameni. Biblia ne spune că Israelul, adică regatul de nord, a fost distrus în anul 722. Deci suntem în 1050 și coborâm ca anii merg în ordine descrescătoare până la Hristos, înaintea erei noastre, înainte de Domnul Iisus. Și în 723-722, regele asirian Salmanasar al V-lea, fiul celebrului rege Tiglat-Pileser al III-lea, despre care vorbește în 2 Împărați, capitolul 18, versetul 10, a atacat Samaria și 3 ani a asediat-o. Samaria era o cetate foarte întărită, însă a distrus-o, a luat cele 10 seminții și politica acestui imperiu era să împartă pe oameni în grupuri mici și să-i trimită pe fiecare separați unii de alții ca să rupă relațiile și să distrugă unitatea. Unitatea unui popor stă în unitate, nu unitatea, succesul unui popor stă în unitate. Dar dacă îi fărâmițezi și trimiți încolo un grup, încolo un grup și peste tot în toate patru zările grupuri mici, ei nu mai știu unii de alții, n-aveau internet, n-aveau trenuri, n-aveau poștă, nu mai știau unii de alții. Și atunci au fost ușor de asimilat în etniile în care au fost împrăștiați. După aproximativ 254 de ani, perioada în care au domnit cei 19 regi, Israelul a luat naștere într-un context al răzvrătirii, este distrus și este șters de pe fața pământului. Și probabil că dacă n-au fi fost prorocii care au lucrat în regatul de nord, precum Ilie și Elisei, probabil că sfârșitul lor ar fi venit mult mai devreme. După 254 de ani ei sunt distruși, dar Iuda la Ierusalim rămâne și mai supraviețuiește mai bine de 130 de ani. Și regatul de sud cu capitala la Ierusalim e condus în istoria sa de 393 de ani. De la 254 până la 193, face socoteala că-s mai bine de 130 de ani, în care cele două seminții mai rămân în țară regatul de sud. Asirienii distrug doar regatul de nord. Aceștia au avut 20 de împărați, 8 au fost oameni de treabă, dar 12 au fost ca și în regatul de nord niște împărați răi. Ei bine, după cum regatul de nord a fost distrus de asirieni, regatul de sud, Iuda, a fost cucerit și distrus de regele babilonian Nebucadnețar. Am citit din Biblie ce s-a întâmplat. Aș vrea să mai citesc puțin, dar de data aceasta selectiv și să așez lucrurile sub formă de studiu biblic pentru ca să înțelegem bine ce se întâmplă. Observați ce zice Biblia. Ezechia avea 21 de ani, el a fost ultimul împărat dintre cei 20 ai regatului de sud. El a fost un împărat marionetă. A avut 21 de ani și a domnit 11 ani, exact în perioada aceea în care babilonienii au venit de 4 ori și au dus în 4 rânduri robi dintre evrei. Și Biblia îl califică în următoarele cuvinte: a făcut ce este rău înaintea Domnului. Versetul 12. Și cum a făcut ce este rău? A doua parte a versetului 12. Nu s-a smerit în fața prorocului Ieremia. Trebuie să te smerești în fața unui proroc, trebuie să te smerești în fața oficiului
de proroc. Nu în fața omului, dar în fața oficiului, pentru că oficiul de proroc e darul divin care e manifestat de Duhul Sfânt. Și cine nu se smerește în fața Duhului Sfânt, nu se smerește nici în fața Domnului Iisus, și cine nu se smerește în fața Domnului Iisus, nu se smerește nici în fața lui Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt, Domnul Iisus și Tatăl. Aceste trei persoane compun Trinitatea, adică divinitatea, Dumnezeu. Observați că Dumnezeu i-a imputat acestui împărat că nu s-a smerit în fața oficiului profetic, adică n-a dat respect cuvintelor divine care au fost descoperirea voii lui Dumnezeu pentru el. Un împărat rău nu poate fi abordat duhovnicește. Nici astăzi un om rău nu poate fi abordat duhovnicește, pentru că dacă te duci duhovnicește și îi vorbești, el râde de tine, el te ia peste picior, el crede că ești naiv, că ești slab de îngeri. Și cuvântul Domnului continuă să spună următoarele despre el: s-a răsculat în fața lui Ieremia, versetul 12, s-a răsculat în fața lui Nebucadnețar, versetul 13, și s-a răsculat înaintea lui Dumnezeu, a doua parte a versetul 13. Iartă, dar un împărat răzvrătit. Ascultați-mă, cine n-ascultă de tata și de mama, nu va asculta nici de păstor, nu va asculta nici de dirijor și nu va asculta nici de Dumnezeu. Pentru că e aceeași inimă răzvrătită care nu suportă autoritatea. Să nu mai credeți niciodată că cineva acasă e un copil rău, iar în adunare e un tânăr bun. Să nu mai credeți asta, că un om are o singură inimă și cu aceeași inimă e răzvrătit față de toți sau ascultător față de toți. Observați că Biblia vorbește acum și despre popor. Și începând cu versetul 14 până la 16, vorbește despre un popor răzvrătit. Ascultați-mă, frați și surori, un împărat răzvrătit va conduce un popor răzvrătit. Un păstor fără direcție va conduce un popor fără direcție. Un păstor fără principii, care nu suportă să construiască o echipă și să lucreze într-o echipă, va conduce o biserică fără principii, care nu suportă o echipă și nu dezvoltă o echipă și nu lucrează în echipă. Pentru că așa cum e tata e familia, și așa cum e împăratul este țara, și așa cum e liderul unui grup e echipa, e formația, e grupul, și așa cum e păstorul sau păstorii, așa este și biserica. Ăsta este un principiu universal, e verificat de istorie, nu l-am inventat eu, eu sunt unul dintre miliardele de oameni care îl reafirm. Cum este șoferul, așa merge autobuzul. Dacă e beat, 50 de copii sau de adulți sunt băgați în șanț de un singur om care nu e responsabil de ce face. Un popor răzvrătit pentru că e un împărat răzvrătit. Uitați-vă versetul 14 în jos. Toate căpeteniile preoților, oameni buni, unul n-a putut să facă excepție, niciunul, că și-au ascultat liderul, pe împăratul. Toate căpeteniile preoții și poporul au mulțit și ei fără de legile. Ale cui fără de legile a mulțit? Ale liderului lor, împăratul. Extraordinar ce lămurit e cuvântul Domnului. După toate urâciunile neamurilor, au pângărit casa Domnului pe care Dumnezeu o sfințise. Domnul a sfințit-o, ei au pângărit-o. Asta-i treabă? Nu-i treabă. Dumnezeu părinților lor le-a dat din vreme trimiși care le-a vorbit despre sfințenie. Uitați ce zice Biblia. I-a trimis să înștiințeze, ca să cruțe poporul, pentru că Dumnezeu aștepta să se pocăiască după înștiințare. Dar fiți atenți aici, ei și-au bătut joc de trimiși. Și-au bătut joc. Fraților, cine e un trimis? Păi cel mai mare proroc, cel mai mare păstor, cel mai mare dirijor, cel mai mare cântăreț, e un om ca noi. Dacă nu vrem să-i dăm respect, el nu se poate impune. În ce fel să se impună un om? Dacă vrei să-l iei peste picior, nu te oprește nimeni. Săracul se uită la tine și poate tace, poate încearcă să zică ceva, doar nu ți-o pune cătușele pe mâini în adunare, că așa ceva face poliția, nu oamenii lui Dumnezeu. Dacă vrei să nu-l bagi în seamă, dacă vrei să nu-l asculți, să nu-l respecti, să nu te supui autorității pe care i-o dă oficiul pe care îl are în adunare, atunci exact ce s-a întâmplat aici. Uitați ce zice Biblia. Și-au bătut joc de trimișii Domnului. Ce puteau face trimișii Domnului să se impună? Nimic. O să scoată bota și să-l bată ca să asculte? În biserica lui Dumnezeu nu se folosește măciuca și nici sabia. Domnul i-a zis lui Petru: Petre, nu cu sabia,
Nu cu sabia, pune-o înapoi în teacă. Ascultați-mă, fraților, cine nu vrea să înțeleagă, nu există nicio soluție pentru el decât mânia lui Dumnezeu. Pentru un om firesc, niciun pastor din lume nu va avea soluții, niciun dirijor din lume nu va avea soluții și niciun comitet din lume nu va avea soluții. Că-l dai afară, dar asta nu-l sfințește. Asta protejează biserica, dar nu-l sfințește pe el. El tot așa rămâne. Uitați ce zice Biblia, și-a bătut joc de trimișii Domnului. Ieremia n-a avut nicio valoare în fața lui, nicio valoare. Păi noi când vorbim de Ieremia, ne e frică să-i pronunțăm numele. Așa părere avem despre acest proroc. Și Domnul împărat și-a bătut joc de el. Ce-o fi avut în minte? E posibil așa ceva? Da, istoria este martoră. Să-ți bagi joc de prorocii lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu. Ce spune un om al lui Dumnezeu? Pocăiește-te! Îți spune rău? Ce spune oamenii lui Dumnezeu? Vino la biserică! Îți spune rău? Lasă-te de vorbe urâte și de comportamente urâte! Îți spune rău? De ce te irită o astfel de predică? Ce ai vrea să spună Dumnezeu? Du-te și bea! Ce ai vrea să spună Dumnezeu? Bate-ți nevasta sau nu ți-a ascultat soțul? Nu-i normal să se spună de la acest microfon, hai să ne punem pe pocăință, că vine răpirea? Ba da! De ce ați vrea să spună pastorii în afară de lucrurile astea? Dumneavoastră, dacă ați fi aici, n-ați îndemna poporul tot la pocăință? Ba da! Uitați-vă dumneavoastră că omul ăsta n-a vrut să asculte despre unul dintre cei mai proeminenți proroci de care vorbește Biblia, Ieremia. Zice, și-a bătut joc de el. Pe cine ar fi putut să trimită Dumnezeu ca să nu-și bată omul ăsta joc de el? Pe cine? Pe cine mai mare decât Ieremia? A venit mai târziu Domnul Iisus și o altă generație de oameni și-au bătut joc și de el. L-au bătut pe el, nu numai că și-au bătut joc de el. L-au omorât, l-au crucificat, l-au răstignit. Au vorbit între ei până l-au distrus. Însă el pentru asta venise. Fraților, facem parte dintr-o civilizație necivilizată. Facem parte dintr-o categorie de ființe care ne-am răstignit Creatorul. Facem parte dintr-o categorie de ființe care nu suportăm autoritatea. Facem parte dintr-o categorie de ființe numite omul, care dacă nu avem grijă de noi să ne smerim și să ne controlăm atitudinea, ne vom bate joc de oricine vine la noi cu sfaturi ca să ne cumințim. Și să fim oameni cu minte la cap, să ne iubim familiile, să iubim casa Domnului și să ne dăm viața pentru Domnul, cum și-a dat-o El pentru noi. Dacă nu facem așa, va veni Nebucadnețar și peste noi, cum au venit peste ei atunci. Frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului în seara aceasta, să ne gândim la lucrurile acestea și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru viața noastră și să ne rugăm pentru copiii noștri. Pentru o vreme Domnul ne-a dat ca să influențăm și să audă din gura noastră și să vadă din faptele noastre cum este să te temi de Domnul. Și asta să fie o alternativă la ce văd ei în lume, la profesorilor, la colegilor și la destrăbălarea din lumea aceasta. Să fie o alternativă a neprihănirii, a purității, o alternativă a unor oameni care trăiesc după alte principii. Oamenii ăștia nu folosesc metoda să-și bată joc, nu folosesc metoda să nu asculte, nu folosesc metoda să fie plin de mândrie și să nu se smerească înaintea lui Dumnezeu. Nu folosesc metoda să se răzvrătească. Oamenii aceștia au învățat de la Domnul care a fost blând și smerit cu inima. Ei înțeleg că o atitudine duhovnicească te face plăcut înaintea Domnului. O atitudine duhovnicească deschide ușa împărăției și o călătorie înspre cer pe calea cea strâmtă și o intrare pe poarta cea îngustă te face plăcut și binecuvântat de Dumnezeu. Avem copii și avem nepoți. Avem în urma noastră o casă de oameni cu mai mulți sau mai puțini componenți. Și noi, încă în viață fiind, avem autoritate prin exemplu personal și prin învățătura ca o scoatem din gură. Fraților, am vrut să vă pun în față, pentru că sunteți niște oameni cu experiența vieții, exemplul acestor oameni
Și n-am epuizat tema, dar am epuizat timpul. Și pentru că vreau să ne rugăm și apoi să strângem darurile de bunăvoie cu care ne vom închina înainte de ora 9, aș vrea să stăm înaintea Domnului și mai întâi să ne rugăm. Să ne uităm la oamenii ăștia. Cum a fost cu putință oameni mari să greșească așa de rău? Datorită nevegherii, datorită unei inimi nesmerite și nepocăite, având această zestre de experiențe în față, să ne oprim înaintea Domnului și să ne smerim. Să ne uităm la noi ca nu cumva să pierdem ce am strâns o viață în mână. Să nu cumva să pierdem premiul pentru care am luptat zeci de ani de zile înfrânându-ne de la păcat. Să rămânem smeriți înaintea Domnului, uitându-ne cu grijă la viața noastră și veghind în dreptul nostru și dacă e cu putință și în dreptul altora, ca să smulgem pe cât mai mulți care au cămașa îmbibată de sânge, cum spune Iacov. Frații mei, surorile mele, haideți să stăm înaintea Domnului pentru rugăciune.